Salutare oameni buni și v-am găsit și la un nou unboxing pe canal. Astăzi vă voi prezenta microfonul Buzz, microfon de streaming care arată foarte interesant, chiar mi se pare destul de drăguț. Vine cu un trepied și acum că tot este în trend și tocmai ce postați încă mi-a dat un PlayStation 5, este compatibil cu PS4 și PS5, ca să știți. Bun, pe partea de specificații, să luăm așa, este cardioid la 48.000 kHz, lucrează între 30 de Hz și 18 kHz, 130 dB maxim, cablu de 1 mm, este pe USB, are 716 grame, e greuț și dimensiunile urmează să le vedem, dar hai să o scoatem din cutie, să vedem dacă... Îmi plac detaliile astea, să știți. Chiar e o chestie care sper să fie încerce mai des. E și frumos. Și e frumos împachetat. Să vedem aici. Deci avem un cablu USB cu stilul mufei de imprimantă, care nu sunt eu fan, dar na. Un trepied destul de greu. Cu o prelungire. Și caterincă. E metal toată construcția, e un aluminiu ușor, cu toate că e aluminiu totuși are o greutate, dar e bine că are cum îl face stabil chestia asta. Aici avem suportul microfonului, care îmi plac inserțiile aia roșii, nu știu, mi-aduce aminte de ceva, dar na, și mai departe. Și să vedem și microfonul. Scoate frumos de aici. Și acesta este microfonul, să îl ducem mai aproape. Arată foarte bine. Și nu e atât de greu, că e mai greu tripiedul, ceea ce e oarecum bine. E destul de micuț într-un fel. Sunt curios cu pop filterul cum va fi, dacă voi avea nevoie sau nu, dar hai să-l montez, să vi-l arăt montat și după aia să facem și o probă la calculator. L-am montat după cum puteți observa, așa arată-l montat, dar așa arată suportul, să vi-l arăt așa dintr-o parte. Destul de bine construit, are două reglaje, unul de aici, să poți să-i reglezi unghiul, cum vrei să-l ții. Am pus cum l-aș ține în mod normal. Și după aia mai aveți... să-l pun corect, așa. Mai aveți această tijă din mijloc, care, dacă slăbiți acest șurub, pivotează pe această tijă și poți să-i reglezi înălțimea. Suficient de mult cât să-ți ajungă la gură dacă îl pui pe birou. Piciorușii astea, tot așa fiind de aluminiu, sunt foarte bune. Să trecem la birou și să-i facem o probă de microfon. Să aveți o idee cam cum sună și să vedem cât de bine se aude. Acum chiar sunt și eu curios, că îmi place așa formatul cum arată, e oarecum minimalist. Bun. Și ne-am mutat la calculator după cum puteți observa. Acum folosim microfonul pe care îl vedeți în față acolo pe site. Sunt la o distanță de 15 cm, cam așa sună, și văd că l-am stat pe volum de 100%. Sper să audă bine, ce pot spune mai mult de atâta. Acum hai să vă arăt aici produsul pe scurt. Le-am făcut și un video, arată foarte bine pe birou ăsta, numai că e de prezentare, sunt conștient. Nu o să-l țină nimeni la distanța asta, nu, că dacă mă dau așa mai în spate, uite că capturează destul de bine. M-am dat mai în spate, m-am lipit cu spatele de scaun și acum am luat de 15, am vreo 25-30 cm, adică stau drept pe scaun și microfonul e oarecum departe față de cum îl țin de obicei. Și dacă vin mai aproape cum stau de obicei, nu știu. Spuneți voi cum vi se pare calitatea audio. Așa, super stabil, îmi place foarte mult chestia asta, adică... Arată curat, în primul rând, când îl vezi așa, știi? Aici setările, nu are nevoie de driver, o chestie care am observat-o din prima. E decât manual și hârtiile care le găsiți în cutie, le găsiți să le downloadați după site. Și acum să ajungem la preț, pentru că pentru cât de bine arată, am crezut că va fi puțin mai scump. Și după cum puteți observa, este la 2.89, ia, de curiozitate. Nu este vândut de EMAG în mod direct, dar... De la 320 la 289 e un preț destul de bun. Văd că îl vând și alte magazine, numai că mai scump, destul de mult. Deci chiar e o ofertă foarte bună și a trecut Black Friday-ul. Așa, are 11 review de 5 stele, ceea ce spune foarte multe despre acest microfon.
Și chiar toată lumea e foarte mulțumită, surprinzător. Sună de studio fără bazin unde fundal. Vede unde naming-ul. Da, în teorie, la microfoanele astea de streaming, în momentul în care tași din gură și îți caută vocea, generează un bâzâit care e produs oarecum de curent. Și are un bzzz finuit și de acolo ar fi gluma cu Microsoft Buzz. Dar cam atare pe acest microfon. Am vrut să vi-l prezint, să-i fac și o probă de sunet, să zic așa. Sper că v-a plăcut acest unboxing. Și până la următoare, la revedere. Pa, pa. Aveți link-uri în descriere, nu uitați.